Kemper își strânse busele cu dispreț, puse paharul și sticla ca să fie mai sigur, departe pe marginea ferestrei, își ascuți un creion și luă un liniar, ca să-și înceapă în sfârșit munca științifică. Nu scrijeli nici măcar un cuvințel în carnețelul său, căci curiozitatea era mai puternică. Ce se ascundea pe reversul foii de titlu, de unde cerneala transpărea atât de tare? Cum începea această muzică, încă neauzită de alte urechi, în afară de acelea ale lui Bach? Ce fel de sunete, melodii și armonii sunt acestea? Ce fel de recitative, arii, duete și coruri? Cum fusese plănuită, construită și structurată această lucrare, evident de dimensiuni grandioase? Nu frunzări mai departe. Trebuie să rămâi un om de știință. Să măsurăm mai întâi foaia de titlu. Nu frunzări mai departe, își porunci cu glas tare. Totuși, frunzări mai departe. În fața bisericii Sfântul Thomas din Leipzig se putea citi pe reversul foii de titlu, ceea ce însemna că muzica fusese compusă pentru biserica Sfântul Thomas din Leipzig. În parte, cerneala se luase pe verso, mai exact spus, se îmbibase în foaie, o problemă pe care o întâlnise atât de des în manuscrisele arhivei de stat. Cerneala devenise, într-un anumit sens, feroasă, începuse să ruginească până când din hârtie se fărâmițaseră note sau litere întregi. Peste secole, un document putea deveni indescifrabil, ba chiar inutilizabil. Kemper își propusese să ia foile cu cea mai mare precauție și să evite orice mișcare bruscă. Ridică încetişor cana cu vin, luă o înghițitură și o puse la loc, făcând un ocol mare în jurul manuscrisului. I se păru apoi că nu văzuse bine. Lucrarea nu începea cu un cor, așa cum ar fi fost tipic pentru un oratoriu al acelei epoci. Un solo făcea deschiderea, fără să fie acompaniat, ca de obicei, de un basso continuo, adică de violoncel cu orgă sau clavecin. 9 rânduri de note, scrise înghesuit pe marginea stângă de sus, constituiau începutul grandioasei partituri. Deasupra primului rând al pasajului solo, stătea scris sarabande, ceea ce sugera o muzică lentă, legănată. Iar în paranteză, fuseseră adăugate cuvintele în cuibul rândunelelor. Un cuib de rândunele era un mic balcon de lângă peretele lateral sau în locul rezervat corului unei biserici. De cele mai multe ori, acolo se afla o a doua orgă și felul cum era integrată semăna într-adevăr cu un cuib de păsări situat sus, deasupra capetelor ascultătorilor. Kemper știa din niște gravuri vechi că biserica Sfântul Thomas din Leipzig, în care Bach cântase mulți ani, dispunea de un asemenea cuib de rândunele și că el îl folosise când fusese cântat pe 25, spre a produce un efect sonor deosebit, un fel de anticipare a stereofoniei. Dar ceea ce-l puse în încurcătură pe muzicolog fu instrumentul pe care Bach îl cerea pentru executarea părții solistice. În partitură stătea scris, cu litere tremurate, cornetino. În 1992, în noaptea de ajun, fratele cel mic al organistului Jacob Kemper găsește între pereții șubrezi ai orcii o lucrare de Bach, absolut necunoscută. Descoperirea îl pune la grea încercare pe Kemper. Pe măsură ce excentricul cercetător muzical examinează tot mai atent partiturile, se petrec lucruri tot mai inexplicabile. Dar curând va înțelege că notele ascund un secret. Portativele sunt capabile să evoce trecutul și să prefigureze viitorul. În amurgul vieții sale, Bach reușise să pătrundă o lege cosmică, în virtutea căreia sufletul se poate vindeca sau nărui în cea mai neagră disperare. Revelația de Robert Schneider. Dacă ați citit această carte, aștept cu mare nerăbdare părerile voastre, îmi puteți lăsa un mesaj în secțiunea de comentarii de mai jos. Și desigur, dacă v-a plăcut această mini-sesiune de lectură, nu uitați să vă abonați la Audiobuchiseala pentru mai multe videouri, iar eu vă voi aștepta la un nou episod videobuchisit din seria Cartea vorbește. Eu sunt Alina, vocea audiobuchisită a acestui canal. Pe curând!